Îmi pare tare rău, Clounela. Îmi pare rău, copii. Am întârziat pentru că eram foarte ocupată cu oglinda. Cu ce? Cu oglinda. Cum adică? Păi știți ce făceam? Experimentam în oglindă cum arată fața mea atunci când sunt fericită și fața mea atunci când sunt tristă. Wow. Voi știați că fața noastră arată diferit atunci când zâmbim decât atunci când suntem triști. Dar mai bine zic să experimentați, copii, împreună cu mine și o să vedeți cum se schimbă fața noastră. Sunteți gata? Acum? Da, chiar acum putem experimenta. Atenție, copii, trebuie să arătăm bucurie. Cum arătăm noi bucuria? Yay! Cu zâmbetul pe față, uite așa. Foarte bine. Acum trebuie să arătăm cum suntem triști. Ia să vedem cine e cel mai trist copil. Așa, fără zâmbet, bravo. Trebuie să arătăm frică. Ne-am speriat de ceva. Suntem speriați, bravo! Acum trebuie să arătăm dezgust. Nu ne place ceva. Nu e gustos. Nu ne place. Ce bine vi se primește. Acum iubire, facem ochișori îndrăgostiți. Uite așa, bravo, fetițe și băieții. Plâns, să vedem cine plânge mai tare. Gata, e suficient. Nu mai plângem, nu mai plângem. Suntem obosiți acum un pic. Ia să vedem. Ce obosiți. Băi, cum obosiți? Suntem obosiți? Gata, nu mai suntem obosiți. Suntem acum un pic furioși. Ia să vedem cine e cel mai furios. Așa, trebuie să fim furioși. Bravo! Tu zâmbești în continuu, nu ești furios. Aoleu de mine. Nu știe furia. Pentru că trebuie să arătăm fericirea. Acum ridicăm sus mânuțele. Yay! Suntem cei mai fericiți. Ați văzut? Toate aceste emoții și multe altele noi le simțim în fiecare zi. Nici nu observăm cum se schimbă fața noastră atunci când suntem bucuroși și atunci când suntem triști și apoi revenim iarăși la fericire. Bravo! Vai, ce experiment interesant! Eu voi încerca acest exercițiu și în fața oglinzii. Sunt tare curioasă cum arăt atunci când zâmbesc și atunci când sunt obosită sau când plâng. Mulțumesc pentru acest exercițiu și să știi că scuzele tale sunt acceptate.